Toți absolvenții Liceului Teoretic Grigore Moisil și Colegiului Național Cedeloga din Timișoara au reușit să promoveze bacalaureatul. Sunt singurele două unități de învățământ din județ cu această performanță. La polul opus se află Liceul Tehnologic din Biled și Henri Coandă din Timișoara. Niciunul dintre absolvenții acestor unități de învățământ nu a reușit să obțină medie de trecere la bacalaureatul de anul acesta. Afișarea rezultatelor a însemnat emoție pentru toată lumea. Băiatul meu a reușit, a luat examen și sunt mândră de el. Felicitări! Cum mulțumesc! Cu foarte multe emoții. Dar am trecut cu bine și mă bucur tare mult. Sper să fie bucurie pentru toți. Eram curios să văd ce rezultatele. Impresionat de multe rezultate slabe. Am văzut medii de 6, multe, picați mult. Mediile astea de 6 la bacalaureat, ce vor face copiii ăștia în viață? Materia cu cele mai multe note de 10 din Timiș a fost matematica. 99 de candidați au luat calificativul maxim. În schimb, la limba și literatura română au fost doar 9 note de 10. Notele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate vineri, 7 iulie.